an că o să avem o premieră, avem un nou format de cursă, și anume astăzi aici la Gheorong, și din păcate nu în Piața Vrameancu, cum era inițial preconizat, avem prologul acestei curse King of the Hill, prologul care va conta ca o cursă în sine, deci va exista la finalul acestei zile un podium, un clasament care va conta și la clasamentul general, dar se vor da premii și doar pentru ziua de astăzi. Așadar, astăzi avem prologul pe un circuit închis care face deliciul publicului. Mâine și poi mâine probele speciale vor fi prin pădure. Publicul va avea acces în anumite puncte. Dacă vor veni de dimineață sau în cursul zilei aici la Gheorong, vor fi îndrumați spectatorii către acele zone din pădure unde vor putea urmări concurenții. Avem cei mai tari competitori ai enduro-ului, ai extrem enduro-ului mondial. Îl avem pe David Ciprian, pe Wade Young, îl avem pe Mario Roman. În acest moment lupta este foarte strânsă între Mario Roman și Young. Să vedem ce se va mai întâmpla până la finalul zilei, pentru că amândoi sunt foarte ambițioși. So, stau de vorbă cu Mario Roman, care este care conduce clasament la momentul acesta. Mario Roman, for the first time in Romania. Yeah. How was the race today? Yeah, it was perfect. I did a good start and after that I get the win. It's good. The final is yet to come. Yeah, for sure. Before was just time practice, so now we have the final of the prologue. So now is the moment to push and hopefully I get the win. What are you thinking about this race format, prologue today and 2 days in the woods? Yeah, it's very good. 3 days of racing. This is the reason I come here to train as well, because it's my first season in the sprint events, so it's gonna be good for Romaniacs and not the other races. What position will you take at the end of the 3 days? We will see. I don't know. L-am alături de mine pe Wade Young, unul dintre cei mai talentați alergători în extrem enduro-ul mondial, câștigătorul King of the Hill 2014. În momentul de față se află pe locul 3. Wade, after last year's winning of the King of the Hill competition, which are your thoughts for being here this year? Yeah, I'm happy to be here again this year. Yeah, things are obviously a bit different. Track is different. Everything's different. And yeah, there's a lot of new riders and very talented riders. Yeah, also. So yeah, it's going to be an interesting weekend ahead. What do you expect the most? The prologue or the race in the woods? Yeah, I think the main race is obviously in the woods. Prologue is just for positioning. So yeah, the main focus is the race in the forest. How hard is the competition? Yeah, it's there's many good guys here. There's Mario Roman, Ben Hemingway, Lars Enuckle. Yeah, there's a whole ton of guys out there playing good side. So there's definitely going to be some tight racing. Are you guys friends outside the race? Yeah, we're all friends. We all get along. So it's also kind of cool. So you have friends at the races and that. But I think when racing, we're racing. And afterwards, we're all cool together. And yeah. Hey, good luck to all of you. Cool, thanks.